Muzeul de artă din Roman găzduiește în aceste zile și o expoziție de pictură aparținând romașcanului Petru Frunză, un pictor autodidact care a realizat 137 de lucrări de pictură după aproape toate clădirile emblematice ale Romanului de ieri și de astăzi. Ilustrate imagini de pe internet, Facebook, din ziare, fotografii proprii, unde am găsit. De câți ani pictați dumneavoastră, domnule Frunză? De propriu zis de 8 ani. De 8 ani, dar romanul din ultimii 5 ani. Așa, ce v-a determinat să vă opriți asupra clădirilor din roman? Pentru că prezența umană e mai puțin. Mai puțin, da. Le-am scos din imagine, din context. În primul rând, casa părintească. Viu colorate sau în culori sepia care dau imaginilor tenta dorită de vechime, tablourile lui Petru Frunză sunt o istorie ilustrată a romanului de ieri, artistul autodidact dorind să lase contemporanilor și urmașilor imaginea a ceea ce a reprezentat romanul în timp prin arhitectura sa deosebită. Artistul explică de ce omul aproape că lipsește din tablourile sale, excepție făcând unul în care apare soția sa și în unul în care apar birjarii de altă dată. Lacul din parc cu construcțiile noi care sunt acum, adică masa și coloana infinitului al Brâncușul, într-o viziune fotografică luată de pe Facebook. Dar culorile sunt deosebite. Da, culorile sunt deosebite. Albastru. Da, asta e o parte și imaginea propriu-zisă era colorată, eu le-am accentuat puțin. De fapt, în toate tablourile o să observați că culorile le-am dat tent acum am crezut eu de cuvință, când mai vechi, cât mai colorate, când mai... De ce lipsește, de exemplu, în acest tablou, de ce lipsește omul? Mai în toate tablourile omul lipsește pentru că omul în general și face, dar și realizat? Nu. Și omul creează, dar cu aceeași tenacitate și distrug. Pictorul a ilustrat mai toate locurile semnificative ale romanului, cu o imobilă mai vechi sau mai noi, în special legate de copilăria, tinerețea și viața sa. După o ilustrată de la 1970, o scurtă perioadă de timp, am locuit și în Anton Pan. Apăruseră deja blocurile. Da, blocurile erau ridicate, bufetul vechi care acum este altul, este etajat, este reclădit. Da, fără să facem reclamă, acolo este un restaurant. Da, un restaurant, da. Ne întoarcem din nou și vedem aici iarăși la podul de fier. Podul de fier, asta. Da, podul de fier. Am ținut tare mult să imortalizez toate podurile, că între podurile astea mi-am petrecut, știu eu, 10-15 ani din copilărie. Unde mergeam la fotbal, la plajă, la jocuri, cu toți prietenii, cu vecinii. Artistul s-a străduit ca prin culorile folosite și prin tot ceea ce a transpus pe pânză să dea tentă de vechime tablourilor sale, multe dintre ele reprezentând clădiri ale romanului care astăzi nu mai sunt sau din cele care au fost refăcute. O să observați mai multe tablouri care sunt făcute în nuanțe de sepia, care dă tenta de vechime. Da. Ne apropiem aici de un loc. Actuala clădire a telefonilor. Da. Că dacă am și clădirea veche a telefonilor, am spus să o imortalizez și clădirea nouă, cât ar să reziste și asta poate cine știe, peste 50 de ani nu are să mai fie. Cele 137 de tablouri în ulei expuse în două săle ale Muzeului de Artă din Roman pot fi vizitate timp de o lună cât va rămâne expoziția deschisă. Ele pot fi achiziționate de către iubitorii de artă, expoziția fiind una cu vânzare.